Is it your first time in Spain? E prima dată, în Spania? Da, am venit pentru prima dată în Spania, dar sper că nu pentru ultima dată. Yes, she's really enjoying it's her first time, but definitely not the last one. How so? So, what would you do if you were not a singer? What are your passions? Ce ai face dacă n-ai fi cântăreț? Care este pasiunea ta? Probabil voi fi actriță pentru că îmi place foarte mult și această artă. She's also a good actress. She would like acting. And what is your advice for all those who want to take part at Eurovision? Once again? What's your advice for all those people that want to take part at Eurovision? Ce poți să le sugeriezi, ce poți să le sfătuiești pe oamenii care vor să participe în Eurovision? Vreau să le sugerez să lucreze mult, să lucreze mult asupra vocii, să lucreze cu profesorul de canto și să găsească o piesă bună care să prindă la public. Even if it looks like an easy thing, it's not. So they have to take it serious. They have to teach, they have to practice, especially the vocal skills, of course. And after they have to get a good song, a very good exceptional song to perform in Eurovision. What do you do when you arrive at home after a huge a day full of commitments and so on? What do you do when you arrive at home after commitments and so on to relax? What relaxes you? Cum faci? Cum te relaxezi? Cum îți place ție să te odihnești? Îmi place mult să stau cu familie, să stau cu băiatul meu, să ieșim împreună, să ne plimbăm, pentru că ultimul timp nu prea am reușește. Actually, after very hard and very hard working here on Eurovision or things related to Eurovision, she likes very much to stay with her family. She have a baby boy. He is very young, so he likes to spend a lot of time with him. Can you say hi to our readers? We are live on YouTube. Hi, C Plus. It's me, Ana Odobescu. Support me and watch me in Tel Aviv. Good luck. Have fun. Thank you very much. Bye.